Așadar, un nou sezon exclusiv VIP, plin de exclusivități, ca de obicei, revine la Prima TV de pe 13 septembrie. Colegul meu, Cristi Branco, alături de mine. Bună dimineața! Bine ai venit! Dimineața. Așa cum am stabilit de ieri una peste alta, ai stabilit 13 nu e o cifră pe care uneori oamenii o evită. Nu e adevărat. Eu am un apartament care are numărul 13 și, în general, 13 mi-a purtat noroc în viață. Nu sunt ca americare care nu-și pun la hoteluri numă etajul 13. Ai observat că 13 nu există. Noi suntem oameni normali că și dacă avem, să știi că am specialiști în emisiune care îmi spun 13 ăsta e bună, la nu-i bun, calul la G6 și alte lucruri. Pe 13 începe și școala, ca păi și da. Cum... Da, încep și tu, da. Doamnelor și domnilor, școala de exclusivități începe pe 13 septembrie la Exclusivip, așa cum v-ați obișnuit, de la 4 la 6. Nu uitați că la un moment dat am fost mai devreme, acum suntem la 4 la 6, cu două ore înainte de focusul, principalul buletin informativ al zilei din România. Deci de la 4 la 6, în direct, avem foarte multe noutăți. Bravo! Mi-ai lansat întrebarea. Ce înseamnă foarte multe noutăți? Foarte multe noutăți. Asta înseamnă că voi avea două ajutoare. Venim cu întăriri. În primul rând, din punct de vedere, ca să începem așa, din punct de vedere muzical, o să am un DJ, deci o să fie o atmosferă mai de bine, așa, mai de distracție, mai de nebunie. Încerc să-mi aduc aminte cum a fost atunci când am fost eu la tine și cum se va schimba tocmai păi de asta. Acum ca o să fie un DJ care o să pună muzică, mai vorbesc cu el, e ca un fel de, nu asistent, un care mai vorbim, o să fie mai dinamic și vom avea un concurs care se va desfășura până în decembrie, se numește Exclusiv Chef, o să vină vedetele, o să gătească, voi avea un invitat permanent care stă acolo și explică, sau de fapt nu explică, se uite să vadă ce fac vedetele în cratiță acolo, dă-i hăi, dă-i hăi, e vorba despre Amalia Belantoni, DJ-ul este Morris, pe care știți cu hituri de acum mai mulți ani de zile, sunt multe, multe chestii foarte interesante care se vor întâmpla, o să vedeți, o să vă explicăm luni cu va fi, în sensul în care o să aveți un număr de SMS și o să votați. Faci analist de cooking ca nomenclator? Da. Îl introducem în nomenclator? Analist de cooking? E adevărat. Dacă la un moment dat în nomenclator nu exista meseria de scriitor, era scriitor ăla care scria pe vagoane București, Ploiești, așa. Și mai am o surpriză, pentru că ne-am îmbunătățit echipa. Avem și reporter. Noi am chiar și o fotografie pentru cei care ne urmăresc. Te rog să vezi cine este reporterul nostru nou, doamnelor și domnilor. Da. Da, sper să fie o speranță pentru tine și nu un minus. Așa este. Oricare dintre cei doi până la urmă, pentru că ceea ce nu știi tu și nu știu dacă ai cealaltă fotografie, la un moment dat microfonul ajunge și la celălalt băiețar. E adevărat. Asta o să vedeți în timpul emisiunii, când colegul Daniel ne-a făcut o surpriză foarte frumoasă. A luat microfonul reporterului nostru și a luat interviul lui Dan Cruceru și viceversa. Avem multe, multe interviuri. Am stat în vara asta și am muncit ca nebuni. Dar sper că cele două nu sunt cele două ajutoare noi. Sunt alte două ajutoare. Nu știu, te bagi la gătit sau la muzică, la ce te bagi? Dacă vrei salate de roșii, fac o salată de roșii extraordinară. Absolut. Și mai știu un pic balet. Balet? Da. Doamnelor și domnilor, mai avem o secție nouă, secția Bune Maniere, pe care o conduce colegul nostru Daniel Osmanović. Prin urmare, de luni până vineri avem foarte multe subiecte, căutăm exclusivități. Daniel a văzut mai devreme, am vorbit, am făcut și sunt convins că va fi foarte, foarte bine, pentru că e locul în care au fost cele mai multe subiecte în exclusivitate preluate de presă în primul sezon. Deci... ne trebuie să ne păstrăm blazonul. Asta exact. Asta înseamnă că pe 13 tu ar trebui să vii cu ceva. Acum nu știu dacă pot sau nu. Eu aș prefera să dai câteva detalii despre prima ediție. Bănuiesc că te vei lua de școală. Că n-ai altcumva cum să întâlnești. Da. Am făcut deja un sondaj între vedete, să vedem exact cum s-au pregătit vedetele, cum și-au pregătit copiii pentru școală. În rest, vom avea, în afara concursului despre care vorbim, o celebritate care în această perioadă a fost pusă într-o situație extremă a vieții, vine în platou, deci care a omorât-o o să o vadă în platou, ca să zic așa, și o să fie o surpriză. Și în plus, dacă o fi vreo nuntă prin cartier, Gioconda se mărită, e nuntă în cartier, o să cumva vedeți imagine exclusivitate la noi. Cumva crezi că va ajunge în emisiunea ta și o bucățică mai serioasă când vine vorba de momente politice cum sunt și ce se întâmplă în zilele astea? Părerea mea este că ferească Dumnezeu și măicuța Domnului, pentru că dacă și noi vă dăm politică, înseamnă că nu mai are nimeni umor pe lumea asta. Noi o să venim cu umor, noi o să venim cu foarte multe ingrediente, avem o groază de rubrici noi. Cred că se poate face, gândește-te că avem păcat să avem cu care făcea cumva politică. 8 rubrici noi. În 8 rubrici noi, în afară ziua de partea să ne luăm la revedere. De la ora 16 luni 13 septembrie, negreșit trecute fix. Vă aștept.
Foarte mulțumesc, domnul Brancu. Cu drag. Mulțumesc frumos. Succese. Domnul și